Bună ziua și bun venit la o nouă lecție de geografie. Începem cu recapitularea cunoștințelor. Care sunt continentele și oceanele de pe Terra? Astăzi vom începe cu continentele. Asia, care este și cel mai populat și cel mai întins ca suprafață, Africa, Europa, Australia, America de Nord, America de Sud și Antarctica. Iar oceanele. Oceanul Pacific, cel mai întins și cel mai adânc, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian și Oceanul Arctic sau Înghețat. Avem o hartă. Harta celor mai mari state din Asia. Pe baza acestei hărți, întocmește un tabel în care să se regăsească, în ordinea descrescătoare a numărului de locuitori, cele mai mari state din Asia. Avem pe această hartă suprafața fiecărui stat și numărul de locuitori, da? Aproximativ, da? Aici ne arată mai mare, adică mai mult de atât. Ce va trebui să faceți voi? Să întocmiți un tabel ca acesta de sus, unde să aveți numele țării, numărul de locuitori, suprafața și densitatea. Densitatea va trebui să o calculați voi. Am învățat ora trecută că densitatea înseamnă numărul de locuitori raportat la suprafață, ceea ce înseamnă că trebuie să împărțiți numărul de locuitori, da, aici 1.400.000.000 de milioane, dar nu 1.400, atenție, va trebui să scrie, să mai puneți aici încă 6 zerouri, da? Și astfel veți obține numărul de locuitori împărțit la suprafață și veți obține locuitori pe kilometru pătrat, pentru că aici avem milioane de persoane, da? Deci, dacă mai adăugăm 6 zerouri, obținem numărul de persoane, într-o unitate, o persoană. Faceți acest tabel și trimiteți-l profesorului de geografie. Succes! Următoarea întrebare. În funcție de specificul acestora, câte tipuri de așezări omenești cunoașteți? Și care sunt acelea? Avem așezări rurale care au specific activitățile agricole și așezările urbane care au ca specific activitățile non-agricole, industrie, servicii, comerț, turism, transporturi și altele. Ce deosebește o casă de alta în imagine de mai jos? Hai să vedem ce avem în imagine. O locuință demontabilă din iurtă specifică Asiei Centrale, o casă pe piloni pentru a preîntâmpina inundarea specifică Asiei de Sud-Est, case din lemn în Japonia, case din lut și paie în deșertul Thar din India, case săpate în rocă, în Karan, se numesc acestea, în Candovan, Iran, casă din bârne de lemn, izbă, cum se mai spune, din Rusia. În primul rând, diferă modul de construcție și materiale folosite în construcția lor, dar, totodată, prin detaliile și materiale folosite, putem afla și de ce resurse naturale dispun în zonă și care este stilul de viață al locuitorilor. Astăzi discutăm despre marile aglomerări umane din Asia. La finalul acestei lecții veți fi capabil să enumerați și identificați pe hartă cele mai mari aglomerări umane din Asia, să explicați pe scurt ce a determinat apariția și dezvoltarea marilor aglomerări umane asiatice, să analizați o serie de grafice referitoare la aglomerările urbane, să recunoașteți cu ajutorul imaginilor cele mai importante metropole asiatice. Începem cu topul celor mai mari 10 arii metropolitane ale lumii, după numărul de locuitori. Și avem aici un grafic cu bare orizontale. Reprezentarea pe orizontală numărul de locuitori în exprimat în milioane și pe verticală numele ariei metropolitane. Observăm că în aceste prime 10 întâlnim 7 cele mai populate arii metropolitane asiatice. Primele 3 fiind chiar din Asia. Tokyo cu 37,5 milioane de locuitori, New Delhi cu 28,5, Shanghai cu 25,6. Apoi 3 arii metropolitane din afara Asiei, São Paulo din Brazilia, America de Sud, Mexico City din Mexic,
America de Nord, Cairo din Egipt, Africa, apoi din nou revenim la orașe și arii metropolitane asiatice. Mumbai sau Bombay din India, Beijing din China, Dhaka din Bangladesh și Osaka din Japonia. Ce ne spune acest lucru? Că foarte multe dintre, sau majoritatea arilor metropolitane foarte populate din lume, se găsesc în Asia. Observăm pe graficele din partea dreaptă nivelul de urbanizare pe continente. Observăm că cel mai ridicat grad de urbanizare, adică are plăcințica colorată în mov, mai mult America de Nord, urmată de America Centrală și de Sud, Europa, Australia și Oceania, Asia este pe penultimul loc, depășind doar Africa la acest capitol. Observăm că mai puțin de jumătate din populația Asiei locuiește în mediul urban. Chiar dacă Asia prezintă un nivel relativ redus de urbanizare, marile aglomerări umane sub forma orașelor milionare, adică a metropolelor, constituie o trăsătură esențială a acesteia. Observăm pe această hartă toate orașele, toate metropolele asiatice cu peste 10 milioane de locuitori. Acestea sunt pornind de la vest către est. Karachi, Mumbai, New Delhi, Calcutta, Dhaka, Jakarta, Guangzhou, Shenzhen, Beijing, Shanghai, Manila, Seul, Osaka și Tokyo. Ce a determinat apariția aglomerărilor urbane? Fenomenul urban a cunoscut intensități diferite de la o regiune la alta în funcție de particularitățile naturale, relief, climă, resurse de apă și de creșterea economică prin descoperirea și exploatarea unor resurse ale subsolului sau prin construirea unor axe majore de transport. Observăm pe harta densității populației Asiei că cele mai mari densități sunt în această zonă, sudică, sud-estică și estică. Marile aglomerări urbane s-au concentrat îndeosebi în regiunile joase sau litorale din părțile sudice, sud-estice și estice. Tokyo, da, Japonia, Beijing, China, Shanghai, Guangzhou, Calcutta, India și Dhaka, Bangladesh. Sau pe văile marilor fluvii, Indus, Gange sau Changjiang. În prezent, Asia numără aproximativ 275 de orașe cu peste 1 milion de locuitori, dintre care 20 de orașe au peste 10 milioane de locuitori. Spre exemplu, în România avem un singur oraș cu peste 10 milioane de locuitori, București. Sarcina de lucru numărul 2 pentru voi este următoare. Să intrați pe site-ul Setera sau pe aplicația Setera, să accesați harta Asia orașe și să o rezolvați. Linkul direct către acesta, către site, se va regăsi și în descrierea materialului. Adăugați în secțiunea de comentarii scorul vostru și timpul în care ați obținut acest scor. Haideți să vedem cine va face 100% în cel mai scurt timp. Succes, dragilor! În speranța că ați trecut cu bine și peste cea de-a doua sarcină de lucru, mergem și discutăm despre megalopolisuri. Ce sunt megalopolisurile? Aglomerări urbane întinse, alcătuite din mai multe orașe mari, cu o puternică dezvoltare economică. Aceasta este harta principală megalopolisuri de pe glob. Observăm că în Asia avem următoarele megalopolisuri. Megalopolisul chinez, Tokaido, megalopolisul indonezian și delta Nilului. 4 megalopolisuri. Din totalul de 14, da? Cred că le-ați numărat împreună cu mine. Ceea ce înseamnă că mai mult de un sfert sunt în Asia. Prin evoluția demografică, concentrarea și diversificarea activităților economice, s-a format Tokaido în jurul
orașului Tokyo și Kyoto, cel mai populat megalopolis din lume, care cuprinde 7 dintre cele mai mari orașe ale Japoniei, printre care, spuneam mai devreme, Tokyo, Kyoto și altele. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți canalul pentru a ajunge la cât mai mulți elevi și iubitori de geografie. Activați notificările dacă vreți să primiți vești referitoare la cele mai noi materiale publicate de mine. În final, eu vă voi lăsa în compania muzicii și a unor imagini cu cele mai mari aglomerări urbane din astăzi. Multă sănătate și o zi bună, dragilor!